Președintele Klaus Iohannis și-a petrecut din nou weekendul acasă la Sibiu. Azi a participat împreună cu soția sa la slujba de la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime. Mașina cuplului prezidențial a oprit în Piața Mică, în spatele bisericii, iar soții Iohannis au mers pe jos câțiva metri până la intrarea principală în biserică. La ieșirea din biserică au făcut cu mâna și au zâmbit trecătorilor. Șeful statului nu a făcut declarații. Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime din Sibiu este lăcașul de cult la care familia Iohannis merge de ani de zile, încă de pe vremea în care Klaus Iohannis era primar al municipiului Sibiu. Biserica se află în centrul orașului, în Piața Mare a Sibiului, lângă sediul primăriei Sibiu.